Am avut drum pe aici azi. Atunci când ajung pe acasă prin Timișoara, vrând nevrând, trec pe lângă spitalul ăsta, fantomă. E o ruină, lăsată așa din 1994, atunci s-au apucat să construiască spitalul ăsta, care trebuia să fie spitalul municipal. Așa a rămas. A avut și geamuri termopan, le-au furat pe toate. Sunt vreo 6 hectare de teren aici, pline de buruieni, de mizerii. Interesant e că drumul ăsta vine dinspre Vama Cenad. Și toți cei care vin din vamă, din străinătate în România, ajung în Timișoara și primul lucru pe care îl văd e ruina asta, spitalul ăsta fantomă. Și mizerile de lângă. Clădirea asta o vezi atunci când intri prima dată în țară, în Timișoara, capitală culturală europeană. Spitalul ăsta fantomă care e așa de vreo 30 de ani.